Bună dimineața! M-am gândit să fac un vlog astăzi pentru că, deși nu știu ce vom face azi, avem de gând să afumăm pește. Am fost aseară să cumpărăm pește. Aici nu găsești macrou prea des prin magazine și l-am găsit la un supermarket asian. Am găsit macrou la un supermarket asiatic și am cumpărat 6. Aveau doar 6 pești rămași. Și pe ea o să-i afumăm astăzi și abia aștept. I-am lăsat peste noapte în sare, pentru că așa am citit, ca să-și absorbe sarea. Am mai făcut asta odată, am afumat 2 pești acum câteva săptămâni, dar mi s-a părut că erau puțin prea sărați și de data asta nu știam ce să fac. Zic, ce să fac, să-i las iar peste noapte în sare și iar o să fie prea sărați? O să fac tot așa. Deci n-a fost prea rău, dar mi s-a părut un pic cam sărați. Mi-am cumpărat trepiedul ăsta de la Gorillapod acum ceva timp, când mi-am cumpărat și camera asta de vlog, pentru că voiam să-mi fie mai ușor să țin camera și tot. Dar mi s-a rupt aici la bila aia unde stă conectat la cameră, s-a lărgit chestia și nu mai stă acum și moftic, că am dat banii pe el degeaba. Trebuia să-mi iau unul mai mare, dar n-am vrut unul mai mare, bine, nici nu mai aveau atunci mai mare. Am vrut ceva micuț să pot să bag ușor în geantă și acum țeapă, că nici nu mai stă, l-am scos așa imediat. Deocamdată doar astea sunt planurile pentru a-i să afumăm pești. Dar vedem la ce mai facem pe parcursul zilei. Am clătit peștele. Știu că multă lume nu-l clătește, ci doar scutură sarea de pe el. Dar eu l-am clătit ca să se mai ia din sare. Și acum o să-l șterg cu niște prosoape ca să fie mai uscat, să nu fie umed. Și pe aia urmează să-l băgăm la afumat. Cât timp pregătește brada afumătoarea ca să punem peștele, o să pun clipul pe YouTube. L-am filmat acum 2 zile și l-am terminat ieri, dar era deja prea târziu ora României ca să-l mai postez când era gata. Așa că îl voi pune acum pe YouTube. Am postat clipul cu Emptys și Ionela Raluca a fost prima. Cred că o să încerc asta. Mi-a zis să încerc base coat de la oja semi-permanentă, trebuia să pun oja normală și top coat oja semi-permanentă. Poate o să încerc și asta să văd cât o să reziste oja așa. A băgat Brad peștele la afumat de ceva timp, eu stăteam să răspund la comentarii și l-a pus la 180 de grade Fahrenheit, adică pe la 82 de grade Celsius, cam atât înseamnă. Și asta este o afumătoare electrică și are acolo o tăviță în care pui lemnul ca să afume și începe să arate bine, abia aștept să fie gata. Macroul afumat este una dintre mâncărurile mele preferate și mă bucur că acum putem să le facem acasă. Aici nu găsim macro afumat la supermarket, nu găsește așa ceva și afumătoarea asta a primit o bradă de Crăciun. Asta a fost unul dintre cadourile pe care le-am făcut eu de Crăciun și acum putem să afumăm pește și orice altă carne mai dorim. N-a fost o idee bună să mă duc afară la afumătoare pentru că acum miroase puru afum și m-am spălat ieri pe cap și nu mă spăl în fiecare zi, așa că astăzi o să stau cu părul afumat. Cred că o să-l prind, nu știu ce să-i fac ca să nu miroasă așa tare. O să trec pe lângă cineva, dar odată cu părul așa și o să simt în mai miros de fum. Trebuie să mă duc să-mi fac și eu un duș, să mă pregătesc, să mă aranjez, pentru că a trecut aproape jumătate de zi și eu încă sunt înhalat. Peștele pare să fie gata, nu este aici de mult timp, dar pare să fie gata. O să verific acum temperatura cu termometrul ăsta, trebuie să fie la 145 Fahrenheit. Eu încă sunt înhalat, ziceam că mă duc să fac duș, dar nu m-am mai dus, am zis că aștept să se facă peștele ca să nu mă afum iarăși și să vedem. Fumul! Ia să vedem. Op, nu-i gata. Credeam că o să fie, dar nu este. Abia este la 127, mai are un pic. Peștele e gata! Au trecut 6 ore. Asta 6 ore l-a afumat și e gata în sfârșit. Gotta get to the bottom one so you can grab one, okay? Okay. I'm gonna grab that one. I'm gonna get a fish. Ce bine arată. Trebuie să ai grijă că frige, mami. No, we don't want to drop them.
Hey, ready? Come here. Okay. You can get them? Yeah. Okay. Okay. Grab them. Grab them like this. There we go. Okay. Those are good fish. Mm-hmm. I got 5 fish. 6. Așa arată peștele. Blau în gură, abia aștept să mănânc. Lasă-i să se răcească, iar după ce se răcește, cred că voi băga 4 pești. De fapt, poate îi voi băga pe toți în pungi din alea vidate. Iar pe 4 dintre ei, cred că îi voi băga la congelator și 2 țin în frigider, că pe unul din ei sigur îi mănânc în seara asta. Am tăiat capetele la pești ca să nu ocupe prea mult spațiu și aici este rola aia din care o să fac pungi. O să încerc să tai pe jumătate, să văd dacă merge, dacă mi-i cape câte un pește, că așa să pun un pește în dita mai pungă ar fi prea mult. Și să încerc să tai asta în două. Aseară n-a mai mers mașinăria aia, trebuie să-i scoatem bureței ăștia ca să stea peste noapte, să se expandeze din nou. Și așa arată peștii. Să pun 4 la congelat, unul las în frigider și pe unul l-am mâncat aseară. Ieri n-am mai făcut nimic, am stat toată ziua în casă pentru că am afumat peștele la 6 ore și ceva. După ce am afumat peștele, era deja seară, am zis că n-are rost unde mai mergem, n-aveam unde să mergem. Astăzi am mai afumat niște carne, am făcut brad niște costițe, am afumat și niște carne de porc, niște burtă de la porc. Și avem o grămadă de carne afumată acum. Bine că avem și o ladă frigorifică, o ladă în aia, congelator, unde putem să ținem carnea. Și astăzi, nu știu ce mai facem, am machiat și mai devreme și m-am dat și o curie mea aici, pe genele astea de jos. Și... mi se pare că mie nu-mi stă bine. Altora mi se pare că le face ochii așa de mari și le stă așa de bine, dar pe mine parcă mă face să par mai obosită când mă dau cu rimele aici. Nu știu, să spuneți în comentarii dacă voi vă dați de obicei cu rimel pe genele de jos sau nu. Mie câteodată mi se și întinde rimelul aici și nu-mi place cum arată. Dar astăzi am zis să mă dau, că de. Mereu mă uit la Larisa, mămica celor 3, și are niște gene minunate, și la Roxana. Roxane, BM, ele au niște gene superbe și mereu să dau ele și cu rimel și sus și jos și mâine le zic, de ce n-arată și genele mele așa? Eu nu sunt la fel de norocoasă, că ele n-am fost înzestrată cu gene așa de frumoase. Și Andy, ce faci? Conduce mașinuța prin casă, mașina pe care a primit-o Connor de Crăciun. Ce faci? Conduci mașina? Și acolo e cioc, mănâncă și el. Are obiceiul ăsta să duce și ia mâncare de acolo și se duce în altă parte să o mănânce, nu mănâncă mâncare acolo. Nu știu ce face așa. Am plecat de acasă în sfârșit. Mergem la film. Mergem cu băieții la film și mergem să vedem filmul The Greatest Showman. Vreau să vă și în sfârșit pentru că am auzit multe lucruri bune despre el. Am ascultat soundtrack-ul și mi-a plăcut, a fost drăguț. Acum sper să fie și filmul la fel de bun. M-am dat mai devreme cu cremă de mâini. Am început acum să am cremă de mâini peste tot. Am una pe lumtieră, am una în mașină, am una în geantă, am una în rucsac, am una în baie, am creme de mâini peste tot pentru că anul ăsta mâinile mele au fost în cea mai nașpa condiție. Au început să-mi se crape într-un hal cum nu s-au mai crăpat până acum. Și în special aici între degete și la, nu știu, la oase aici, la knuckles, acolo mi se crăpa așa de tare pielea, îmi sângera și mă ustura. Și a început să mi se vindece pielea acum, dar v-am zis, țin creme de mâini peste tot, cu mine, în mașină, în baie, în noptier, am creme de mâini peste tot. Aici în mașină, o am pe asta de la The Body Shop, care e super mișto. Asta mi se pare că e ambalajul vechi, eu am cumpărat-o asta vară când era la reducere. I-am, la preț normal mi se pare că era $20, i-am dat $6 pe ea că era redusă. Dar mă uitam pe site și mi se pare că i-au schimbat ambalajul de atunci. Eu cremă de mâini super și îmi place la nebunie cu miroase. Dacă ar face un parfum cu mirosul ăla sau o cremă de corp, aș cumpăra-o sigur. Pentru că îmi place la nebunie mirosul. Am ieșit mai devreme de la film, n-am putut să filmez acolo, bineînțeles. A fost super drăguț filmul, mi-a plăcut The Greatest Showman. Mi-a plăcut mesajul, mi-a plăcut și muzica. Andy la început, început să danseze. A fost drăguț. Mă cheamă pe Uncle Brett. Mergem la Walmart acum? Mergem la Walmart acum, avem de luat câteva chestii pentru mâine. Eu mi-am distrus unghiile, asta am făcut. Erau perfect normale, dar cum eu am prostul obicei de a-mi ronței unghiile, în timpul filmului le-am tot... și
și mi-am jumălit unghiile. Mi s-a luat și din unghii cu oja asta semi-permanentă. Și mi-am 3 unghii de la mâna asta și 2 unghii de la mâna asta. Și mi-am făcut praf unghiile, așa că trebuie să mi le fac din nou și să încerc să nu mai ronțăi unghiile. O să încercăm acum Scan & Go de la Walmart. N-am mai încercat asta până acum. Cred că o să cumpăr și o pungă din asta reutilizabilă. Deci, practic, scanezi cu chestia asta, chestiile pe care le cumperi, te mergi la casă și scanezi codul și plătești și gata. O să iau niște avocados, dar ăștia sunt prea moi. Toți, de aia sunt 50 de cenți fiecare. Nu arată niciunul bine. O să mă risc și o să cumpăr din ăștia moi, așa. O să încerc să fac guacamole și ăștia moi ar trebui să meargă. Cântărim roșiile. Hey, push the button. Ține pe copii ocupați. Yes! Okay, Connie, you ready? Yes! Okay, you can scan one and Annie scan one. Back up. Hey, Annie, you want to scan one? Yeah. Hey, scan number it. Number 8. Number 2. Okay. E mișto chestia asta că ți arată și cât te costă chestiile pe care le ai în coș. Dacă vrei să scoți ceva, poți să editezi aia, să ștergi, dacă vrei să pui ceva înapoi pe raft. Asta este o mașinărie care îți dă mostre. Push. Apasă butonul, mami. Am și gel de duș. A rămas chiar în fund, ultimul. Yes. Ultimul și ăsta. Trebuie să văd dacă e desfăcut. Se face amnioerit ultimul gel de duș, ultimul deodorant, sper să fie întreg. Pare să fie ok. Perfect. Iar când e vorba de plătit, scanezi codul de pe ecran și ți apare pe ecranul la tot ce ai cumpărat, plătești și îți dă chitanța. N-am mai apucat să fac încheiere la vlog aseară pentru că n-am mai făcut nimic. După ce am ajuns acasă am pus toate chestiile alea prin frigider și pe unde mai trebuia și am pus băieții la culcare și gata, s-a dus ziua. Dar cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like înainte să plecați. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți și alte clipuri în viitor, iar noi ne vedem în curând. Mă pupa! Pa!